Lucian, bună seara. Când o să aflăm rezultatul votului? Chiar acum a sunat clopoțelul care cheamă pe europarlamentari în hemiciclu, probabil pentru a afla rezultatul votului pe care l-a dat în urmă cu aproximativ o oră, într-un stil clasic, să spunem așa, pe hârtie, deși există și posibilitatea unui vot electronic. De asta dată votul este clasic, pe hârtie, este semnat, este asumat. Cei care sunt pentru au marcat cu un plus buletinul de vot, cei care au fost împotriva Ursulei von der Leyen au marcat cu un minus buletinul de vot. Urnele au trecut ceva mai devreme pe holul acesta care se găsește undeva în stânga mea, s-au dus la numărătoare și acum se vor întoarce voturile în plenul Parlamentului pentru a fi numărate. 374 de voturi lipsesc Ursulei von der Leyen ca să ajungă prima femeie președinte al Comisiei Europene. Să vedem dacă le va obține, pentru că are probleme atât din partea popularilor, nu toți o doresc, și câțiva liberali de la Renew Europe, sub 5, spunea Dacian Cioloș, au decis să nu o voteze. Verzii, extrema dreaptă și partidul pro-Brexit nu o votează. Deci votul va fi destul de strâns și poate că vom afla rezultatul chiar pe parcursul acestui jurnal până la fără un sfert. Revenim dacă va fi cazul.